Din acest punct de vedere, spune că Dumnezeu ar fi putut așeza prima pereche între pietre sau între stânci. Dar cât de elocvente ar fi fost acestea spre a ne descoperi caracterul lui Dumnezeu? Cât de elocvente ar fi putut fi? Am găsit un articol foarte interesant despre natură și spune că dintre cele 7 culori ale spectrului, verdele este cea mai relaxantă și mai liniștitoare. Cea mai relaxantă. Mirosul de iarbă tunsă, foșnetul frunzelor, prezența păsărilor cântătoare, toate aceste elemente din natură contribuie la relaxarea noastră. Dacă alegem o astfel de zonă pentru efectuarea câteva exerciții fizice, pentru alergat sau pentru mers pe bicicletă, efectul odihnitor și revigorant va fi evident. Și eu mă gândeam într-un timp, zic, mă, și dacă mă avea și un câmp acolo aproape, și o fi de sapă, și o fi pe lângă pădure, rău n-ar fi. Mă gândeam eu, neapărat că jogging, că fitness, ca așa. Mă gândeam în mintea mea. Pădurile și vegetația din parcuri oxigenează aerul. Copacii emană în atmosferă o serie de substanțe care funcționează ca un filtru antibacterian. Un pic de atenție. De exemplu, pinul distruge bacilul Koch, răspunzător de tuberculoză, iar molidul alungă bacteria care declanșează difteria. Câteva exerciții de respirație făcute în aerul proaspăt, puternic ionizat, ajută la creșterea capacității respiratorii. Beneficiază de această terapie a naturii, în special persoanele care suferă de arde, de bronșită, de hipertensiune și așa mai departe. Deci ne invită să ne împrietenim cu natura și implicit cu Dumnezeul naturii. Această natură, pe care nu puțini oameni au recunoscut-o ca fiind medicul lui Dumnezeu, ce a reprezentat pentru prima pereche? A reprezentat casă, curte, pat, loc unde se odihneau, nu? Și multe, multe altele. Grădina Eden, spune în 7, volumul 7, la 84, nespus de frumoasă, arbuși plin de grație, flori delicate mângheau privirea, arbori de tot felul și pomi încărcați cu fructe parfumoase, parfumate și delicioase. Totul, dar totul, delecta privirea. Nu ți-ai mai fi luat privirea de acolo. Verdeața este patul nostru, spune în altă parte. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselile noastre. Dumnezeu ne vorbește prin natură, serva Domnului ne spune. Flori frumos colorate vorbesc despre iubirea și brândețea Lui. Ele au propriul lor limbaj. Cum spuneam la început, dacă ar dori Dumnezeu să ne transmită un mesaj, mut. Mut. Cum ar proceda? Spune aici, Dumnezeu vorbește prin natură, flori frumos colorate vorbesc. Iar dincoace, ele au propriul lor limbaj. Cu altă ocazie, dacă v-a îngăduit Dumnezeu, având în vedere și vârsta mea înaintată și diferitele boli care, numai despre flori să vorbim odată. Despre ce semnifică fiecare floare comparativ cu un creștin așa. Cu altă ocazie, dacă v-a mai îngăduit Dumnezeu, zice, ne amintește despre Marele Dătător. El ar trebui comparat cu cei mai frumoși crini, cei mai frumoși trandafiri, cele mai frumoase garoafe. Matematicianul Euclid spunea la un moment dat despre natură că reprezintă gândul matematic al lui Dumnezeu. Câtă matematică e în natură? Cât? Vedem și mai încolo. Suntem fascinați de ceea ce se vede. Dar sunt frumusețe pe pământ pe care nu oricine le poate vedea. Dar sunt aici. Haideți să vedem câteva exemple. Și să vedem natura uimitoare al unui și mai uimitor creator. Spune că fundul mărilor și al oceanelor se aseamănă cu ceea ce vedem noi la suprafață. Cu văi, cu dealuri, cu munți, cu cascade. De exemplu, cel mai înalt munte. Unde la fel? Cel mai înalt munte. Da? Și este adevărat. Este vorba despre un munte deci deasupra nivelului mării. Dar totuși, pe această planetă, cel mai înalt munte e muntele subacvatic Mauna Kea din Hawaii, de 10 km. Deci,
Nu se vede. Deci noi suntem uimiți de ce vedem, dar există ceva mai uimitor dincolo de ceea ce noi nu vedem și pe planeta aceasta. Dar aminte, dincolo de planeta aceasta. O rază de lumină ajunge de la Soare la Pământ în 8 minute. E uimitor lucrul acesta. Și noi stăm de vorbă câteodată în loc să mergem să facem nu știu ce, ne uită Dumnezeu pe acolo. Timp în care de nu știu, de enori o rază de lumină sau mai multe raze de lumină ajung de la Soare la Pământ. Cea mai mare, cea mai puternică cascadă. Și deja mi s-a dus mintea la tot ce avem noi pe planeta aceasta. Uimirea rămâne că în Atlantic există o cascadă. Toate cursurile de apă de pe glob adunate nu se pot compara cu ea ca și putere. Unde? Subacvatic. De asemenea, o piatră aruncată în Pacific, groapa Marianelor, ajunge, atinge fundul în cât timp? Cam în cât timp, credeți mea? Într-o oră. Uimitoare această natură, mai uimitor creatorului. Dar Dumnezeu nu este numai un creator uimitor, că nu a dorit doar să ne uimească, a dorit să ne transmită un mesaj. Și anume, ce putem învăța din aceasta? Că noi suntem mici, micuți. Dar prin faptul că suntem micuți și Dumnezeu și-a îndreptat atenția asupra noastră, dovedește cât de mult, cât de uriașă și cât de uriașă este această iubire. Dumnezeu este și marele artist. Ia să-L urmărim. În alta noastră chemare 248. Copaci măreți, orice frunză, orice floare, dovedesc iscusința marelui artist. Creatorul și acum iarăși urmează o acțiune. Dacă în fiecare zi spuneam am învățat un lucru și nu l-am mai uitat toată viața noastră, cu condiția ca acel lucru să fie unul bun, de zidire, tare cultivația am fi până la finalul vieții, dacă nu s-ar întâmpla vreun accident, cum ar fi ratarea unei punte sau mai știu eu cum. Deci spune așa, creatorul risipește tot de atât de multă înțelepciune, grijă și timp asupra micii flori, ca și asupra marilor lucruri pe care le-a creat omul, universul. Deci și floarea cea mai mică e tot un lucru mare în ochii lui Dumnezeu. Numai că e la scară mai mică. Tot atâta timp, înțelepciune, nu? Și grijă pune asupra ei. Și asupra omului și asupra acestei micuțe flori. Deci Dumnezeu nu vorbește numai prin acele lucruri uriașe. O floare. Ce ne dorim? În această lume tumultoasă, în această lume în care parcă nu ne mai găsim pacea, ne dorim, personal îmi doresc, să aud iarba cum crește. Să aud acel pocnet al sămânței care e pusă sub brazdă și primește electricitate de la Taica Dumnezeu. Dorim să auzim lucrurile acestea. Pentru că noi ne-am pierdut capacitatea de introspecție odată cu inimile noastre și capacitatea de a recepta ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită din exterior. Și chiar în lecția noastră am avut, nu? N-am avut asta, spunea așa, zice, desăvârșirea nu este mai puțin evidentă în lucrările mici decât în lucrurile grandioase săvârșite de Dumnezeu. Mâna care a suspendat lumile în spațiu e aceeași mână care a modelat cu talent și delicatele flori de pe câmp. Fii lucrul acesta, să știi că aceeași mână și colo, și colo. Și aș putea să fac mai multe paralele, dar să ne oprim aici la acest exemplu. Un nene destul de deștept, dar deștept doar în felul lumii, pentru că în final, în relația cu Dumnezeu și cu mântuirea, se pare că nu a fost pe acolo, spune că pentru specialistul absolut Dumnezeu, tot ce facem noi trebuie să-i pară cârpăceni. Chiar și reușitele noastre fără pereche. Chiar și acelea care ar trebui să-l lase perplex. Ai zice, ce lucrare, nu se poate, premiul Nobel. Și pentru Dumnezeu, simple cârpăceni, simple. Dar aici m-a impresionat modul cum a gândit. Cea mai uimitoare reușită artistică a omului este caracterul. De aceea tot el spunea, zice, când întâlnești un om adevărat, surpriza e atât de mare că te întreb dacă nu cumva ești victima unei orbiri.
și caracterul. Dumnezeu, marele artist, noi în comparație cu florile, cu copacii, cu natura, nu? Dar cea mai mare realizare reprezintă caracterul. Când întâlnești un om adevărat, surpriza e foarte mare. Într-o expoziție de pictură modernă, ca să dăm un exemplu, într-o expoziție de pictură modernă, era prezentată o ramă goală, care avea eticheta vaci la pășuni. Deci ne imaginăm, dacă ne imaginăm mai mare, e mai bine. Ea era goală. Doar avea eticheta vaci la pășuni. Și acum să urmărim un dialog. Un vizitator întreabă, unde-i pășunea? Zice pictorul, au mâncat-o vacile. Și vacile unde sunt? Vacile? Păi dacă nu mai era pășune, au plecat. Deci, ce ar trebui să învățăm noi din aceasta? Dumnezeu, marele artist, aici vedem un artist care ce face? El dă niște explicații. Haideți să vedem, spune așa, zice, noi putem fi ca și aceste, noi, caracterele noastre, pot fi ca și aceste tablouri goale. Doar rar, cu eticheta acolo, florii, marele, nu? Dar gol. Doar pretenții. Se spune că exista un tablou al marelui Victor Matisse, care a fost expus la New York, zice că 2 luni a fost expus acolo, dar invers. Și au trecut pe acolo, dacă mi-au cam 116.000 de vizitatori, dar niciunul n-a observat că era invers. Iată cam cum creează omul, cum gândește omul. În continuare, permiteți-mi să trec asupra următorului punct, care spune că noi am putea fi ca aceste tablouri goale, dar ca și timbrele cu erori de imprimare. Am rămas uimit să constat că să aflu că cele mai valoroase timbre din lumea aceasta sunt timbrele care au erori de imprimare. Deci au o greșeală acolo. Frate Florin. Poftiți. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Dacă vorbește cineva, să vorbească cu cuvântul Domnului. Să vorbește cu cuvântul Domnului. Și frate Rădumul spune despre considerați dumneavoastră. Deci eu așa, în modul acesta, gândesc să explic cuvântul lui Dumnezeu. Da, dar putem să vorbim și prin ceea ce a creat Dumnezeu și ceea ce este prin natură. Că nu toate expunerile sunt sub forma aceasta. Eu nu știu cum să mă manifest în modul acesta, decât să-mi continu. Deci modul meu de a înțelege mai bine, cred că cineva ar putea înțelege mai bine mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită. Se spune despre timbrele acestea că sunt mai prețioase cele care au erori de imprimare. Imediat gândul mă ducea la faptul că și noi am putea fi ca niște timbre cu erori de imprimare. Și anume, zice, 99 de oi le-a lăsat și a plecat după cea care avea o eroare de imprimare. Stai și mă gândeam așa ca o paralelă. Pentru viață, pentru creștere, e nevoie de lumină, e nevoie de apă, e nevoie și de aer. În alta noastră chemare, cuvântul Domnului, deși umbra vine de la soare, nu e creată de el. Umbra e cauzată de obstacol, după Isaia 59:1-2. Tot astfel, întunericul nu provine de la Dumnezeu, ci e rezultatul interpunerii unui obiect, unui obstacol, între suflet și Dumnezeu. Și care mai putea fi acest obstacol care se interpune și creează umbra între om și Dumnezeu? Poate fi un idol, poate fi un păcat. Dumnezeu dorește ca creștinul să fie ca o floare. Gingaș, frumos la caracter, parfumat, care să dea mărturie, ca și florile, despre marele artist. Se spune despre floarea din locuri retrase și întunecoase, că ea ce face? Considerând că ar fi un frate undeva departe, foarte greu aude cuvântul lui Dumnezeu, foarte rar. Dar ce face el? El este deschis către adevăr. Nu? Este deschis către adevăr. Ce face? Zice, floarea din locuri retrase și întunecoase reacționează la orice rază de lumină ce o poate capta. Dând muguri și înfrunzind. Deci așa trebuie să fie și creștinul izolat sau cel ce are doar un pic de lumină, dar este dornic. Cum? Deja ne imaginăm cum petalele
florii deja captează, reacționează, nu? Se îndreaptă către acea rază de lumină. Comparațiile din Cuvântul lui Dumnezeu se adresează și creștinilor și copiilor lui Dumnezeu ca și arbori, ca și copaci. Ia să vedem câteva exemple. Zice, un copac tăiat și tot are nădejde. Și iarăși, dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? În mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul ești tu, împărate. Deci și aici deja ne spun, ne face trecerea. Copacul ești tu, împărate. În balsamul pinului și în parfumul bradului sunt însușiri dătătoare de sănătate. Pinul are întotdeauna trunchiul îndreptat spre sud și după el te poți orienta. Am găsit scris în altă parte. Deci dacă într-o pădure reușești să găsești pinul și te-ai rătăcit, el zice că întotdeauna are trunchiul îndreptat spre sud. Cum ar trebui să facem o paralelă între acest pin și creștinul în viața de zi cu zi? Creștinul ar trebui să privească spre Hristos, iar noi, dacă venim ca și copaci, avem un coleg pin, nu? Să ne orientăm după el, doar dacă acesta se orientează după Hristos. În California se spune că a fost descoperit un arbore înalt de 112 metri, cu un diametru de 13,5 metri. Au datat ei vârsta lui ca fiind la 1000 de ani. De ar fi fost așa, mă gândeam, 6 astfel de copaci puși succesiv, adică moare unul și se naște un alt, moare, ar fi ca în toată istoria acestui pământ. 6 copaci. Ce este omul pe lângă un copac? Și oare soarta pe care Dumnezeu a hărăzit-o omului să fie mai slabă decât a unui asemenea copac? Și acesta un subiect de gândire. Deci ce este omul înaintea lui Dumnezeu? Grădina lui Dumnezeu o reprezintă cu siguranță lumea aceasta. Dar dintr-un alt punct de vedere o poate reprezenta biserica, familia, iar din punct de vedere individual, mintea și inima. Un mesaj din partea lui Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu se coboară și se vadă dacă sunt rezultate în urma a tot ceea ce a investit în noi. Cântarea Cântărilor 6 cu versetul 11. Zice, m-am pogorât în grădina cu nuci ca să văd verdeața din vale. Să văd dacă am mugurit via și dacă au înflorit rodile. Deci așa poate spune și din punct de vedere spiritual. Să vadă dacă noi am adus toate aceste, dacă există toate aceste semne ale creșterii la fiecare dintre noi. Că nu toți suntem trandafiri, nu toți suntem crini, nu toți garoafe. Ci suntem diferiți. Chiar dacă suntem garoafe toți, suntem totuși diferiți. Și iarăși, vino vântule, suflă peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Când picură mirosurile? Dintr-o grădină. Din, să zic așa, un individ, o familie, o biserică. Când vine o încercare, un vânt, nu? Un vânt al încercării. Și abia atunci, lucrurile deosebite ale caracterului ies la suprafață, ca niște mirosuri bine plăcute înaintea lui Dumnezeu. În alta noastră chemare 103. Mintea este grădina Domnului și omul ar trebui să cultive serios această grădină spre a-și forma un caracter divin. Este ispitoare asemănarea dintre o grădină necultivată și o minte needucată. Smulgeți orice rădăcină de amărăciune. Nu permiteți plantelor otrăvitoare să rămână în grădina inimii voastre. Dezrădăcinați-o chiar acum și săriți în locul ei planta gingașă a dragostei. Spuneam că acest creștin poate fi o reprezentare frumoasă înaintea oamenilor prin prisma diferitelor comparații, prin prisma lucrurilor din natură. Ce ar fi, ar putea fi creștinul ca o floare în mijlocul acestei lumi? Cuvântul lui Dumnezeu, spune în Psalmul 103, versetul 15, omul înflorește ca floarea de pe câmp. Și iarăși în Cântarea Cântărilor, eu sunt un trandafir din Saron și un crin din văi. Uitați-vă cu băgare cum cresc crini de pe câmp, iarăși, nu torc, nu țes. Cântarea Cântărilor 2,
ca un crin în mijlocul spinilor. Ce putem învăța din faptul că, de exemplu, un crin se află în mijlocul spinilor? Totuși, deși mediul era defavorabil creșterii lui, el a găsit putere, totuși, să se ridice deasupra deasupra tuturor acestor inconveniente. Serva Domnului spune, puternic ancorat în Dumnezeu, sufletul va înflori în mijlocul depravării și necredinței. Aici, în gunoiul societății, Dumnezeu ne cere să înflorim ca și crin. Întotdeauna s-a exprimat ideea aceasta. Cum spunea cineva, zice, și în sfârșit gândi în mine că ce-i simplu și frumos. Cine poate spune că nu-i frumos ceea ce este simplu? Și e legat de această simplitate, numită de cineva gloria exprimării, există în lumea aceasta o floare numită lobelia, un gen de plantă, de fapt un gen de plantă cu flori, care înfloresc doar o dată în viață. Să ne imaginăm că am fi floarea aceasta. Doar o dată în viață. E ceva solemn, e ca un spectacol. Ca un spectacol. Tot astfel și Dumnezeu așteaptă ca noi să prindem clipa aceea de aur ca să aducem acest rod al înflorii. De asemenea, există Rafaleția Arnoldi, zice, cea mai mare floare creată de Dumnezeu, nu de om, are circumferința de 3 metri și cântărește cam 10 kg. Deci, iată cât de mare. Deci, există și mici, există și mari, și mi închipuiam la un moment dat, zic, îți fuge gândul. Mă, dacă a fost floarea asta și frumoasă, zic, vreun băiat așa să ducă iubite lui vreo 3 asemenea flori de vreo 10 kg. Deci, iată că totuși sunt lucruri ce trebuie făcute proporțional cu ceea ce este în jur. Dar, uimitoare este natura lui Dumnezeu, o floare de 3 metri circumferință și 10 kg, cine a putut crea lucrul acesta? De asemenea, există o plantă, nu mă deranja. Zice că dacă o iei dintr-un loc și o pui în celălalt, așa se spune, o iau prin credință, zice că nu mai crește tot așa, nu, deja ea se deranjează, poate chiar să piară, să dispară. În legătură cu aceasta, un creștin care ar fi, nu mă deranja, se simt așa deranjat foarte des, fiu și eu. Zice că în pustiurile din Peru crește un cactus care se poate deplasa. În loc de rădăcini are niște creștențe acoperite cu țepi. Când bate un vânt puternic, cactusul se mișcă pe distanțe mari, luându-și umeseala și hrana nu din sol, ci din aer. Și acum vine serva Domnului și spune, e ca un fel de opus al acestei plante, nu mă deranja. Ascu Dumnezeu 186. Casa în care locuiesc acum a fost plătită cu bani de împrumut. Eu sunt tot atât de dispusă să scap de ea, precum am fost să o cumpăr. Nu am în această lume un loc stabil. Când Dumnezeu îmi spune du-te, eu mă voi duce bucuroasă. Creștinul deci să fie ca sămânța florii dusă de vânt spre nevoile omenii. Deci auzi, o plantă avem de învățat opus de la ea. Nu mă deranja. Cum ar trebui să fie creștinul? Să nu se deranjeze? Nu. Serva Domnului ne-a spus și cum. Un botanist suedez a realizat un ceas original, bazându-se pe descoperirea că unele specii de flori se trezesc și adorm la o oră exactă. El a plantat flori într-o anumită ordine. Astfel, el a creat un ceas natural din flori care se deschid pe rând, indicând ora sau timpul zilei. Cât de frumos, ce deosebită să fie ocupația acestui botanist. Că în lumea aceasta sunt meserii pe care le faci din plăcere și din nevoie. Cu siguranță la el a fost o bucurie, o fericire să planteze acest ceas natural, de a-mi ști ce oră este în creierul sau mintea, în grădina noastră. Fățarnicilor, spune Iisus, semnele cerilor știți să le dezlușiți. Deci, la ce oră a vremii ne aflăm? La ce piatră kilometrică? Iisus e la uși. De a-mi fi întâlnit acest botanist,
cu siguranță am fi putut, ar fi trebuit să facem o legătură ca să explicăm că mai important decât faptul că el a realizat acel ceas este că trebuie să știm la ce oră, la ce piatră kilometrică a istoriei acestui pământ ne aflăm și relația noastră cu Iisus. Căci trăim în fapte, nu în ani, în gânduri, nu în respirații, în simțăminte, nu în cifre pe cadran, să măsurăm deci timpul prin bătăi de inimă și spunem noi iubire față de semenii noștri. Avem ceva să spunem în exterior? De asemenea, savantul indian Singh a supus unui test copaci din familia Potos timp de o lună, acordându-le un tratament muzical zilnic între orele 5 și 6 dimineața. Ce s-a considerat? Că ele au crescut considerabil în acordurile odihnitoare de flaut. Deci asta contează enorm, enorm în ce condiții se dezvoltă un copil, o familie, o biserică. Enorm de mult. Contează. Iată și o plantă. Noi suntem ca și plantele acestea. Noi putem spune, da? Și mai o chestie. Poți să rănești odată, zici, omul ăla poate a trecut în momentul ăla. Poate a fost un moment important. Tu poate în timp vii și spui, te rog să mă ierți. Dar ce faci cu urmele care au rămas acolo? Ce faci cu urmele acelea? Din nesfârșita varietate de plante și flori, noi învățăm că nu toate sunt la fel, ca formă ori culoare. Unele au calități de vindecare, altele sunt întotdeauna parfumate. Există creștini care cred că au datoria de a face pe ceilalți să fie ca ei. În Biserica lui Dumnezeu e o varietate de caractere ca florile într-o grădină. Putem noi spune că vara s-a terminat, secerișul s-a încheiat și noi suntem mântuiți? Putem spune lucrul acest? Putem spune că acest anotimp al exploziei naturii din care noi am învățat foarte multe lucruri, că așa a dorit Dumnezeu, să ne vorbească prin natură și când, mai mult decât vara. Că toate acestea s-au isprăvit și noi am tras învățămintele corespunzătoare. Când chiar rătăcirile au cărunțit de vechimea lor, Iisus ne-a descoperit secretul unei vieți de putere. O legătură strânsă cu natura și cu Dumnezeu. Domnul are o biserică, azi cu Dumnezeu 167. Pot să fie mai mult de o duzină de iude printre ei. Poate să pot fi buruieni, lăstari, nefolositori. Poate fi un Petru nesăbuit, care, în vreme de încercare să se lepete de Domnul său, pot să fie persoane ca Ioan, pe care Iisus l-a iubit, dar care avea zel să nimicească viața oamenilor, cerând să se coboare foc din cer peste ei, spre a răzbuna insulta față de Hristos și față de adevăr. Dar marele grădinar caută să dea lecții în vederea îndreptării acestor rele. Este știu faptul că esențialul țâșnește la finalul unei discuții, nu? Că, și că sunt lucruri care trebuie spuse așa, cad în pragul ușii, ca și o concluzie. Care ar fi concluzia de astăzi? Ar putea fi aceasta. Azi cu Dumnezeu 148. Noi putem avea mulți prieteni, multe flori, trandafiri, crini, știu eu ce mai zic, zambile, asemănători cu aceste flori în caracter. Dar ei niciodată nu pot fi pentru noi ceea ce este Hristos. Nu un trandafir, nu un crin, ci cel mai frumos trandafir, cel mai frumos crin. Spuneam la început că iubește puțin ceea ce poate spune prin cuvinte cât iubește. Și în altă parte, Mântuitorul vindeca și spunea ce să nu zici la nimeni. Comentatorul ce zice? Este mai ușor să vorbești decât să taci.